Bună dimineața, sunt Mihai Daniel, bun venit pe canalul meu. 168.000 de Bitcoin au părăsit exchange-urile în doar câteva zile, volumele sunt în scădere, pleacă stablecoin-urile din piață, toate astea după ce vă urez ca de obicei. Poftă bună la micul dejun, poftă bună la cafea, să vă fie de bine celor care ați consumat deja, să aveți un weekend excelent alături de oameni dragi și să fiți plin de pozitivitate. Aș vrea să fac niște mențiuni, citeam astăzi un comentariu de la Theo, Theo S, pus acum 9 ore, Theo din Germania, care îmi spune că muncește 12 ore pe zi, dar plăcerea lui este să desfacă o bere și să se uite la mine seara. Dragă Theo, consideră că sunt și eu acolo cu tine la acea bere, îți mulțumesc foarte mult. Motivația pentru care fac lucrurile pe acest canal este să împărtășesc cu voi lucruri pe care le știu, lucruri pe care le văd și să încerc să ajut cât mai mulți oameni cu sfaturi, cu pozitivitate, pentru că atunci când piața este devastată și oamenii pierd foarte mulți bani, este bine să ai pe cineva care să aibă empatie și să înțeleagă prin ce treci. Și eu m-am fript, și eu am avut bani în luna, și eu am avut bani în UST, și eu am poziții care nu arată grozav, dar asta este viața când investești. În fine, să revenim la piața cripto. Mă uitam pe TradingView pe o oră și văd că volumele sunt foarte, foarte mici. Foarte mici. După care m-am uitat pe CoinMarketCap la volumele făcute de stablecoin-uri și pot spune că acestea sunt cu aproape 40% mai mici. Asta înseamnă că Terra Luna a generat un val de panică. Apropo de Terra Luna, nu știu câți dintre voi își amintesc în 2007-2008 acea criză economică globală a fost generată, spun mulți, de Lehman Brothers, prăbușirea unui colos bancar de 60 de miliarde de dolari, care a generat o undă de șoc care a afectat toată planeta. Gândiți-vă că Terra Luna, da, să vă faceți o idee, este un colos, ambele, UST-ul și cu Terra, de aproape 40 de miliarde, da? Iar acestea au, cum să zic eu, bubuit într-o piață infinit mai mică decât piața financiară globală. Da? Iar lucrul ăsta a generat o undă de șoc. Este adevărat, sunt oameni care au profitat. Sunt, spuneam, că cei de la BlackRock sau de la Citadel sau de la alte fonduri au profitat și au cumpărat Bitcoin foarte ieftin. Pe anumite exchange-uri, Bitcoinul a scăzut destul de mult. Adică dacă mă duc pe daily, cel puțin pe Bitstamp, el a scăzut foarte mult. O secundă. Vă zic imediat. Deci el a atins 25.500 pe Bitstamp, dar ci că sunt exchange-uri unde a atins și 24.000 și ceva. Da? Deci, practic, zona pe care o așteptau mulți, 25, 26, 24, a fost atinsă. Acum, întrebarea pe care marea majoritate a oamenilor o au în minte este: s-a terminat această corecție? Acum mă uit pe weekly. Probabil vom afla în perioada următoare. În general, weekendurile sunt volatile. Uitându-mă la aceste mici lumânărele pe o oră și cu volumele astea foarte mici, senzația mea este că se pregătește ceva. Și m-am uitat pe mai multe intervale de timp. Într-o zi, mi-ar place să povestesc cu voi ce sunt aceste intervale de timp și cum este foarte ușor să fii confuz. De exemplu, acum, pe o oră, stocastic RSI este jos. Asta înseamnă că piața va avea o mică creștere în următoarele ore. Pe 4 ore este sus și se apropie de semnal de corecție. Da? Asta înseamnă că până mâine dimineață la prânz e posibil să înceapă o corecție. Și atunci piața, cum e păcălită, oamenii văd acum o mică creștere, încep să pompeze bani, după care mâine li se curăță tot ce au câștigat. De asta zic, weekendurile sunt periculoase. Aștept să văd cum se va închide stochastic RSI pe weekly, adică la sfârșit de săptămână, adică duminică.
duminică noaptea. Atunci sunt foarte interesat dacă ajunge jos și după azi sunt interesat cât o să stăm jos. Eu acum n-aș sfătui pe nimeni să ia poziții pentru că este riscant. Trebuie să așteptăm o confirmare că s-a terminat această corecție și doi, trebuie să așteptăm o confirmare că se schimbă trendul. Da? Deocamdată trendul este descrescător, adică în jos, iar corecția nu știm 100% dacă s-a încheiat sau nu. Ideea e că din exchange-uri au plecat în ultimele zile aproape 170.000 de Bitcoin. Cum ziceam, când unii vând, alții cumpără. Da? Deci ce s-a întâmplat acum cu Terra și cu UST-ul a generat oportunități de piață și a accelerat venirea acestor oportunități de piață pentru investitorii mari, instituționali, că mă gândesc că nu cumpără oamenii normali mii de Bitcoin. Și probabil domnii ăștia care au cumpărat acum la valorile astea mici vor vinde când piața va fi sus, la 50.000, 100.000, 150.000, depinde cât e următorul val. Citeam pe internet foarte multe informații legate de cei de la Tron care vor să facă și un stablecoin USDD, ceva de genul, care este, va fi construit fix pe aceeași principii ca și UST-ul. Așa că sfatul meu este, dacă pe viitor vă întâlniți cu acest stablecoin, să fiți extrem de precauți și de atenți, că nu se știe niciodată ce se poate întâmpla. Mă apropii de ziua în care voi veni acasă și abia aștept să mă apuc de lucrat la cursul de tranzacționare despre care vă vorbeam. Cel mai complex curs pe care îl voi face vreodată și vreau să-l fac pentru toți traderii din România, toți care, de la cei care tranzacționează un minut până la cei ce tranzacționează pe perioade foarte lungi, de la cei care știu cât de cât să tranzacționeze până la cei care nu știu nimic. Dorința mea este să ofer ceva util tuturor și să fie ușor de înțeles. În toamnă deschidem companie pentru Bitmarket în Dubai. Am avut o serie de întâlniri și discuții foarte reușite aici în Dubai. Am semnat parteneriate și vreau să zic că sunt bucuros că legile aici încep să devină coerente și cred că este locul ideal să începe o companie cripto în lumea asta. În fine, revenind. Atenție, suntem în weekend. Piețele sunt volatile în weekend și mă aștept întâi să avem o mică creștere, după care să avem o scădere. Ca zone avem suport foarte puternic în zona de 27.000, iar rezistența este la 33.000. Nu știu dacă vom ajunge fix în acele zone, dar cred că ăsta este comportamentul pe care l-aș simți eu că îl va avea piața. Adică astăzi o mică creștere, după care mâine, cel târziu, să avem un început de scădere. Și nu vreau să mă gândesc cum o să fie săptămâna viitoare, sper să nu fie una la fel de agonizantă ca cea care s-a încheiat acum. Mai ales că avem săptămâna în curs, este una din cele mai mari lumânări. Cel puțin din vara trecută, din primăvara trecută, adică avem de la 38.000 până la 20 ceva, adică undeva la 35% într-o singură săptămână, este enorm. Este enorm, dar asta e piața cripto. Domnilor, doamnelor, dragii mei, să aveți un weekend excepțional, să ne vedem cu bine.